Hotel Rusu, rafinament la înălțime, confort la un alt standard. Relaxare și dinamică în aer liber. Explorează parângul de pe schiuri și din viteza sanii cu motor. Adrenalină în parâng, în orice anotim, confort la Hotel Rusu. Lasă-te pe mâna noastră! Noi muncim pentru tine! Calitatea serviciilor noastre se vede prin ferestrele dumneavoastră! N-am mai simțit așa ceva. Ce-o fi? Mă dor în piept. Mă apasă, mă strivește. Dorerea se duce în umeri, în spate. Uf, mi-e greață. O fi vreo indigestie. Iar a început. Abia respir, parcă m-a strânge cineva de gât. Infarct. Sună imediat la 112. Fiecare secundă contează pentru viața ta. Inaugurarea minei muzeu de la Aninoasa s-a amânat din nou. În primul rând, lucrările de ecologizare, care ar fi trebuit să fie încheiate pe 15 iunie 2011, sunt finalizate în proporție de 85%, dar nu mai sunt bani pentru continuarea lor. Apoi, tot din lipsa banilor, au fost stopate și lucrările de construire a minei muzeu. Primarul din Aninoasa speră că, totuși, lucrările vor fi finalizate odată și odată, având promisiuni că în luna august, la rectificarea de buget, Ministerul Economiei va mai aloca ceva bani. În acest timp, lucrările de reabilitare ale clădirilor au fost stopate, iar la galeria de coastă nu s-a făcut nimic. Sunt convins că se va realiza. Acum, situația este grea în țară, nu numai la noi din punct de vedere financiar. Sunt multe investiții, nu vedeți și dumneavoastră, care se termină foarte greu și probabil că lucrează ordonanța 63 și pentru Ministerul Economiei și trebuie să finalizeze investițiile începute, nu se pot apuca de alte investiții de ecologizare, mă refer, până când nu se finalizează cele începute, pentru că nu se lucrează numai în Valea Jiului sau numai la Aninoasa. Să lucrează și la Filipești de pădure, să lucrează și pe la Comănești, să lucrează și prin Baia Mare, la închideri de mine, probabil și în Gorj, nu știu precis. Deci sunt convins că vom primi fondurile necesare, numai că partea proastă este că nu le-am primit la timp și am făcut la oprirea lucrării, pe acum aveau 30 de angajați, acum mai lucrează cu 5. Deci este clar că e o restrângere de 80-90%. Amenajarea minei muzeu din fostul orășel minier ar costa în total circa 2 milioane de euro, banii venind din partea Băncii Mondiale și Ministerului Economiei. În cazul în care sumele de bani necesare nu vor mai veni, proiectul și clădirile vor intra în conservare și pază. Consilierii USL Petrila au boicotat ședința de Consiliu Local. Consilierii PSD și PNL Petrila au stabilit luni seara să nu participe la ședința de Consiliu Local. Aceștia nu sunt de acord cu votarea organigramelor propuse de Păducel. Președintele PSD Petrila, Gheorghe Bobar, a declarat că inițial s-a stabilit neparticiparea la ședință în cadrul formațiunii pe care o conduce. După discuțiile cu președintele interimar al PNL Petrila, Constantin Ramașcanu, membrii biroului PNL au decis să nu se prezinte nici ei la ședința extraordinară de marți. Pe ordinea de zi erau incluse proiectele privind organigrama de la Primăria Petrila, de la Serviciul Public de Asistență Socială și încă două proiecte.
Acestea vizau reabilitarea sediului primăriei și achiziționarea unor servicii de proiectare pentru piste pentru bicicliști. În pușcături în gara Bărbăteni, polițiștii hunedoreni au folosit armele din dotare pentru a opri niște hoți de fier vechi. Incidentul s-a petrecut luni în Lupeni. Potrivit polițiștilor, s-a reclamat că mai multe persoane sustrag un macaz și mai multe elemente metalice de la infrastructura feroviară a CFR Bărbăteni. Unul dintre hoți a fost identificat în persoana unei femei în vârstă de 33 de ani. Alte două persoane au reușit să scape, deși polițiștii au tras un foc în plan vertical și mai multe focuri înspre cei doi suspecți. Polițiștii hunedoreni spun că suspecții au fost identificați, dar aceștia nu sunt de găsit. Echipe de polițiști și jandarmi îi caută în continuare pe cei doi suspecți. Pentru faptele lor, cei trei autori riscă până la 15 ani de închisoare. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, nu renunță la intenția de a organiza un referendum pe tema propunerii de reorganizare administrativ-teritorială avansată de președintele Traian Băsescu. Chiar dacă acesta a decis revocarea hotărârii de Consiliu privind organizarea referendumului, la data de 24 iulie, Moloț a introdus pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare un proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de organizare și desfășurare a unui referendum județean în vederea consultării cetățenilor cu privire la desființarea județului Hunedoara. Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru și 5 împotrivă, cele ale consilierilor PDL. Mircea Ioan Moloț a precizat că nu dorește adoptarea acestui proiect pentru că ne-a trecut nouă noaptea un glonț prin cap, ci pentru a respecta legislația în vigoare. În urmă cu un an de zile, se părea că zona de suprafață a fostei mine de la Iscroni s-ar putea transforma într-un adevărat paradis turistic. Nu de alta, dar un investitor german își manifestase intenția de a băga niște bani în amenajarea unui complex turistic de ultimă generație, care urma să cuprindă, printre altele, două hoteluri de 4 stele cu toate amenajările aferente, adică spa, piscine, spații de joacă pentru copii, precum și alte utilități. La împlinirea unui an de la demararea discuțiilor dintre investitorul german și autoritățile locale din Aninoasa, proiectul se află însă tot la stadiul de intenție. Suntem tot la faza discuțiilor, noi așteptăm, probabil că o să încercăm o scrisoare de intenție luna viitoare, săptămâna viitoare, nu luna viitoare, că timp este, să vedem ce răspuns mai primim. Deci nu s-au declinat intenția de a realiza. Mai mult decât atâta, firma a făcut și evaluarea la câteva construcții care au rămas acolo, care sunt ale noastre, și nu cred că investeau bani în evaluare dacă nu aveam interesul să cumpere terenul și tot ce trebuie acolo. Că noi am convenit să facă pe banii dânșilor și noi să scădem din valoarea vânzării prețul evaluării, pentru că oricum băgăm și prețul evaluării în prețul de vânzare. Deci cred că se vor apuca, dar probabil că nu, nici la ei nu merg treburile extraordinar de bine, chiar dacă Germania e mult mai departe decât noi în ceea ce privește reluarea industriei, a economiei și probabil creșterea producției și a banilor care sunt la bugetul Germaniei. Potrivit proiectului aflat în faza de discuții, viitorul centru turistic al Văii Jiului ar urma să se întindă pe o suprafață de 7 hectare aflată în proprietatea Consiliului Local Aninoasa. Până nu demult, în zona respectivă se afla sediul exploatării minierei Iscroni. Deși se vorbește tot mai mult despre zona turistică Valea Jiului, deși se construiesc din ce în ce mai multe cabane și hoteluri, una dintre primele cabane răsărite în preajma municipiului Petroșani zace părăsită de ani buni. Deși s-a încercat resuscitarea ei prin închiriere sau vânzare, nimeni nu a dorit-o, astfel că în prezent aceasta se degradează pe zi ce trece. La fel de degradat este și drumul care făcea legătura dintre cabană și centrul localității. Aici este vorba atât despre șoseaua asfaltată, cât și despre cărarea pietruită prin pădure. Placată cu dale de beton și cu scări amenajate prin munca voluntară a tinerilor elevi și liceeni, prin anul 1975, cărarea a ajuns și ea o ruină. Cele mai multe dale au dispărut, iar treptele au fost și ele tocate de vreme, dar și de nepăsarea oamenilor. Natura își reintră încet încet în drepturi și reocupă zonele amenajate cândva prin truda pionierilor și uteciștilor.
În acest timp, Valea Jiului își dorește a se transforma într-o zonă turistică, în condițiile în care ceea ce s-a făcut bun înainte de 1989 este acoperit de uitare și nepăsare. Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care vor fi disponibilizați, vor fi supuși unui proces de evaluare. În urma acestuia se va decide cine va rămâne și cine va fi pus pe liber. Din județul Hunedoara vor fi trimiși în șomaj 77 de salariați. Criteriile care stau la baza selecției sunt reprezentate de evaluările anuale ale angajaților, precum și de un interviu structurat pe subiecte profesionale. După cum au precizat reprezentanții inspectoratului, procesul de restructurare nu va afecta calitatea intervențiilor în situațiile de urgență. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Respect în trafic, pentru viață.